Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători ai postului de radio Iași, dacă am vrea să rezumăm într-o singură frază esența Evangheliei de azi, a trebuit să spunem, parafrazând un cuvânt celebru al lui Hristos, că biserica este pentru om și nu omul pentru biserică. Cuvintele pe care Iisus le pronunță și faptele pe care le împlinește în această pagină a Evangheliei ne ajută de la început până la sfârșit să înțelegem de ce există biserica, de ce există apostoli și succesorilor, care trebuie să fie în sfârșit inima oricărui apostolat. Cuvintele de la începutul fragmentului evanghelic de azi ne prezintă mila lui Hristos, care este inima profundă a Evangheliei, izvorul ascuns din care se naște opera de mântuire, sentimentul care revelează cel mai bine bunătatea milostivă a Dumnezeului nostru și iubirea sa pentru oameni. Nu puține sunt situațiile în care Hristos manifestă acest sentiment de milă. De exemplu, în fața bolnavilor, a orbilor, a leproșilor, a mulțimilor înfometate, a posedaților, a văduvei din Nain, a mormântului lui Lazar, pe scurt, în fața oricărei suferințe. Nu este evanghelist care să nu scoată în evidență această trăsătură a persoanei lui Hristos. Deși este socotit învățător, profet și taumaturg, Iisus nu încearcă să-și ascundă sentimentele pe care le are și își manifestă în public chiar plânsul. În sine însuși, acest sentiment este cel mai bun dar pe care îl putem face persoanei pe care o vedem suferind. Putem spune că este un gest mai grăitor decât toate cuvintele și discursurile pe care le-am adresat persoanei în cauză. Sentimentul de milă denotă că durerea celuilalt ne-a mișcat, ne-a pătruns până în profunzime și nu ne-a lăsat indiferenți. Ascunde din principiu propriile sentimente poate fi chiar o greșeală față de aproapele, poate într-un fel să-l lipsească de ceva care îi aparține, de vreme ce sentimentul de milă din noi este provocat chiar de suferința aproapelui. Fragmentul evanghelic ne arată că, în cazul lui Hristos, mila nu este doar un simplu sentiment steril, care se oprește la nivelul sentimentelor și cuvintelor, fără să coboare la fapte. Iisus nu se mulțumește doar să se lase cuprins de milă față de poporul care îi apare ca o turmă fără păstor și nici nu consideră că ar fi făcut tot ceea ce trebuia să facă, doar invitându-i pe apostoli să se roage la stăpânul secerișului pentru a trimite lucrători. Mila lui Iisus rodește. Chemându-i la sine pe cei 12 ucenici și investindu-i cu puterea sa, Hristos face să se nască biserica. Numărul celor 12 apostoli face referință la numărul celor 12 triburi ale poporului lui Israel. Prin aceasta, Iisus descoperă intenția sa de a întemeia biserica, modelând noul Israel după cel vechi, noua alianță după cea veche, pe care în felul acesta o desăvârșește. Prin textul Evangheliei de azi, Iisus ne arată că nu a venit pe pământ pentru a face bine doar celor pe care îi va întâlni în timpul vieții sale pământești, dar pentru a întemeia o comunitate care va perpetua în timp și spațiu opera sa.
Lucrul acesta îl indică tocmai faptul că își alege în mod oficial colaboratori stabili care vor forma viitoarea structură a bisericii. Iată motivul pentru care biserica, dincolo de a fi una sfântă, catolică, este și apostolică. Ea este întemeiată pe temelia apostolilor. Urmărind mai departe fragmentul evanghelic, vedem motivul pentru care Iisus îi trimite pe apostoli, misiunea și scopul. Acestea ne descoperă natura și misiunea bisericii în lume și ne arată clar că biserica este pentru om și nu omul pentru biserică. La sfârșit, biserica va înceta să mai existe în forma sa actuală ca și structură de mântuire, dar va rămâne omul. Biserica a fost întemeiată pentru mântuirea omului întreg, suflet și trup. Dacă vestirea împărăției lui Dumnezeu are ca scop mântuirea sufletului și viața veșnică, îngrijirea bolnavilor și eliberarea celor oprimați indică atenția pe care trebuie să o acordăm trupului în această viață. Dragi ascultători, iubiți frați și surori în Hristos, tot ce am spus până acum, până aici decurg câteva concluzii practice. Prima concluzie, biserica nu poate fi considerată ca ceva străin, ca o suprastructură de care cineva s-ar putea lipsi. Ea este o realitate a noastră, este un dar al lui Hristos făcut nouă, este, dacă vreți, întruparea milei sale față de oameni. A doua concluzie, apostolii zilelor noastre nu sunt altceva decât slujitori ai bisericii, aleși dintre oameni, supuși ca oricine ispitelor și slăbiciunilor omenești. Ca tare, trebuie să ne doară, dar nu să ne smintească lipsurile și greșelile lor, așa cum nu ne smintește comportamentul unora dintre apostolii pe care Hristos însuși i-a ales. Hristos nu a întemeiat o societate de perfecți. El nu alege pe cineva pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce poate deveni, ajutat de harul său. Am putea vorbi chiar de un avantaj, gândindu-ne la faptul că înșiși slujitorii bisericii sunt supuși slăbiciunilor. Vor fi mai bine pregătiți să înțeleagă pe alții și să nu se smintească la rândul lor de prezența niciunui păcat sau mizerii în viața omului. Ceea ce îl interesează mai mult pe Iisus nu este ca cei aleși de El să fie perfecți, dar să aibă o inimă care să vibreze ca și inima Lui de milă față de alții. Tot ceea ce am afirmat despre succesorii apostolilor și despre colaboratorii lor e valabil în mod diferit și pentru orice om botezat. Cum putem să-l recunoaștem astăzi pe un ucenic autentic al lui Hristos, dincolo de faptul că frecventează biserica și primește Sfintele Sacramente? Foarte ușor. Din faptul că și el este cuprins de milă față de cei care sunt istoviți și abătuți, față de atâția oameni care mor de foame și de sete, care suferă de diferite boli incurabile, față de atâția oameni constrânși să migreze încoace și încolo datorită războaielor și secetei, ca și cum ar fi niște oi fără păstor. Atunci când mila creștinului, ca și mila lui Iisus, se va exprima în gesturi concrete de solidaritate, putem vorbi de ucenici autentici ai lui Iisus. Atunci putem spune că se împlinește cel puțin în parte scopul pentru care Hristos a întemeiat biserica. Relatarea pe care o vom asculta în continuare ne va ajuta să descoperim performanța unei mame care în biserica domestică, adică în familia sa, reușea să-și trăiască autentic viața și vocația sa de creștină. O copiliță în vârstă de 10 ani, pe nume Cristine, a scris o compunere cu titlul Mâini de mamă, pe care a citit-o în clasă. Iată-o. Mama mea, într-o mână ține tigaia și gătește.
într-alta are o cârpă și șterge masa. Cu altă mână dă de băut frățiorului meu mai mic. Cu altă mână așează masa pentru tata și pentru noi copiii. Cu altă mână dă unui cerșetor de la ușă câțiva bănuți. În altă mână ține rozarul și se roagă. În timp ce toți elevii din clasă ascultau această compunere ciudată, câteva colege izbucniră în râs. Învățătoarea îi spuse fetiței să se oprească și o întrebă: Cristine, câte mâini are mămica ta, de fapt? Ca și cum s-ar fi așteptat la o asemenea întrebare, Cristine răspunse: Mama mea are două mâini pentru tata, două mâini pentru fiecare dintre noi cei 7 copii, două mâini pentru cerșetorul de la ușă, două mâini pentru animalele din curte, două mâini împreunate pentru Dumnezeu când se roagă. Și mai are și alte două mâini de rezervă pentru lucruri neprevăzute. În total, 26 de mâini. În clasă se așternu o liniște profundă pe care învățătoarea o întrerupse cu exclamația: Tu, Cristine, ai scris cea mai frumoasă compunere. Lăudat să fie Iisus Hristos! Vultum tuum domine.